Am revenit la jurnal doamnelor și domnilor și continuăm cu informații externe schimbări majore în politica din Muntenegru un tânăr economist fără prea multă experiență în politică a devenit noul președinte al țării acesta a reușit să l-învingă detașat pe fostul șef de stat care a condus țara mai bine de 30 de ani Fostul ministru al economiei din Muntenegru, Iacov Milatovici, a câștigat detașat turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Noul președinte este susținut de majoritatea parlamentară a Muntenegrului. Acesta a primit 60% din totalul de voturi exprimate, în timp ce fostul lider de stat a reușit să ia doar 40%. Este ziua pe care o așteptăm de peste 30 de ani. În următorii 5 ani vom conduce Muntenegru în Uniunea Europeană, a declarat noul președinte al țării. Tânărul economist în vârsta de numai 37 de ani și-a bazat campania electorală pe angajamentele de a reduce corupția, a îmbunătăți nivelul de trai și de a consolida legăturile cu Uniunea Europeană și cu Serbia. Vestea că Muntenegru are un nou președinte cu viziuni pro-europene a fost primită cu focuri de artificii în capitala țării.